Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Timp de 3 zile, Bănia a vibrat pe ritmuri disco, house și latino, grație artiștilor care au urcat pe scena impresionantă amplasată în incinta stadionului Ionu Blemenco. Mii de oameni au urmărit din tribune sau de pe gazon spectacolul oferit de Afrojack, Jason Derulo, Faide, Luis Fonsi și mulți alții. Au rămas însă și multe locuri libere în tribune, în special sâmbătă, semn că nu s-au vândut toate biletele sau cei care le-au cumpărat au omis să vină la festival. Și pe gazon se putea sta lejer, una peste alta, cu toate că mulți dintre spectatori nu au avut răbdarea necesară să stea până la final. Se poate spune că a fost un eveniment reușit. Mai ales că vorbim de o primă ediție, organizată și din scurt. Rămâne să vedem acum și care au fost costurile finale ale festivalului și ce venituri a generat evenimentul. În descriere veți găsi mai multe videoclipuri cu cei care au cântat. Că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.